Bine v-am găsit. Navat, veniți lângă noi, vă rog. Aveți emoții? O leacă, da. Așa, sunteți sărbătorita noastră. Și am venit în ograda dumneavoastră. De la cineva drag, nu citiți de pe toate. O să-mi spuneți din izine această surpriză, aceste cadouri minunate, acești trandafiri, torta și desigur acest coș cu fructe și dulciuri. Este pentru dumneavoastră, dar o să-mi spuneți dumneavoastră de unde vine surpriza. Nu, cred că de la copiii mei iubiți și dragi, de la soț și de la nipoței. Nu a fost greu deloc, da? I-a spus pe toți și v-ați luat de o grijă. Nu, eu știu că ei pot să facă așa și sunt capabili de așa ceva. Dar așa și este, pentru că tort scrie pentru scumpa mămică de la nipoței, copii și soț, care vă iubesc foarte mult și venim în dar cu acești trandafiri care sunt pentru dumneavoastră, vă rog frumos să ne ajutați. Desigur, este această tortă care o să ne ajute cineva, vă rog frumos. Și cum v-am spus, este și acest coș cu dulciuri și fructe. Pentru dumneavoastră este desigur un mesaj, că nu putem să plecăm până noi dăm citire unui mesaj special pentru dumneavoastră. Noastră bunicuță, mămică și soție, în această zi deosebită, primește felicitările noastre cu această zi minunată în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dorească armonie în suflet, să-ți umple inima de fericire, îți mulțumim pentru viața, ne închinăm pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru noi. Pentru sprijinul, pentru cunoștințele, pentru răbdarea față de noi. Iartă-ne dacă cuvintele noastre te-au supărat și te-au rănit vreodată. Ești cea mai bună, blândă și importantă pentru noi. Dragă noastră, ești îngerul nostru păzitor pe acest pământ. În chip omenesc și ești viața noastră. Toate cuvintele din lume nu sunt suficiente pentru a descrie dragostea, respectul și onoarea ce ți-o purtăm cu toții. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, dragoste reciprocă și apreciată cu adevărat să-ți împlinească toate visele. Ne ești dragă sufletului, te iubim nespus de mult, ne dorim să ne fii alături mult, mult timp înainte. Am vrea ca Domnul să-ți stăie o veșnicie lângă noi. O viață lungă, fericită, zâmbetul să nu se dispară niciodată și strălucești ca soarele și să înflorești ca florile. La mulți, mulți ani, dragă noastră bunicuță, mămică și soție. Este de la copiii care vă iubesc, de la copiii Toadre, Tatiana, genurile Ivan și Nora Nadezda și de la soț, desigur, care vă iubește foarte mult. Vreau și eu să le mulțumesc foarte mult copiilor, nepoților, soțului pentru grijă și dragostea care o au față de mine. Și aș dori ca mulți ani înainte să fie sănătoși, să mă bucur de ei, de toți împreună. Și să fie lacrimi permanent, dar și de bucurie. Să fie lacrimi numai de bucurie, da. Asta e și mult sănătate acum, pentru că trebuie mult sănătate. E, noi v-am adus vitamine, o să fie sănătate. Da. La mulți ani. Mulțumim mult și dumneavoastră. Am făcut-o cu un drag pentru emoții. Mulțumim mult. Vreau să le spun că ei sunt sensul vieții mele, le mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult. Astea sunt emoțiile bucuriei. Da. Pentru că aveți în jurul dumneavoastră foarte mulți persoane care vă iubesc. Toți sunt nepoți dumneavoastră. Da. Nu ați va fi urât. Asta e foarte bine, că o să aibă cine alerga prin prejur ca și dumneavoastră. Da. Încă mulți ani înainte, pentru că sănătatea dumneavoastră foarte mult contează pentru copiii și nepoți dumneavoastră. Trebuie să fiți sănătoși și să educați și nepoți cum ați educat și copiii și aveți acum roadele la copiii dumneavoastră. Deja strângeți roada. Da. Sunt foarte mulțumit. Domnului și... Da. Am crescut așa copiii și mă bucur de viața lor, de toți nepoții mei. Sunt zi de zi alături de mine. Le mulțumesc mult.